Salut, dragi! Voi face citirea pentru săptămâna 16 octombrie, 22 octombrie. Este o săptămână, în care nu sunt foarte multe evenimente. Astrale. Mercur va trece în Scorpion aproape odată cu Soarele. Să vedem cum va fi această săptămână pentru voi, o săptămână în care resimțiți încă eclipsa inelară de soare. Aveți o regină de monede, vorbim de o femeie cu ascendent zodie, lună plină în Capricorn. O femeie care este dispusă să vă ajute, puteți să apelați la ajutorul ei, întotdeauna ea îi ajută pe cei apropiați. Și printre voi, printre cei care sunt ajutați de ea, vă aflați probabil și voi. Cam acesta ar fi aspectul. Este cea mai înțeleaptă și cea mai bună regină. Poate fi un capricorn. Vom merge mai departe. Și iată. Aveți un nou de bâte. Vorbim de blocaje, de situații dificile care depind toate de voi. Dar puteți să deblocați aceste situații. Ați ajuns la nou de bâte, ați trecut prin multe, veți reuși să vă descurcați dacă știți să vă ascundeți scopurile. În ceea ce privește fericirea, pentru voi în această situație a fericirii va trebui să faceți o alegere. Aveți un gen de blocaj, un blocaj pe care ar trebui să-l înlăturați printr-o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Va trebui să faceți o alegere. Sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, nu lanțul de fier. Deci, comparăm aceste situații. Lanțul de flori întotdeauna rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Deci, aceasta ar fi principalul aspect pentru fericirea voastră. Va trebui să faceți o alegere. Nu veți putea perpetua o situație la infinit. În schimb, legat de cunoaștere, de studii, aveți un patru de monede. Patru de monede arată dorința voastră de a economisi bani, de a strânge bani, de a vă descurca cumva cu banii, dar aveți și acest aspect de a gândi foarte bine fiecare cheltuială, fiecare bănuț pe care îl dați, vreți să fie, cum să spun, bine cheltuit sau bine investit. Acum vorbim despre resurse. Resursele voastre sunt legate de familie, bani, bunuri materiale, de partenerul de viață,
sau de o persoană din familie. Acesta ar fi principalul aspect. Și familia totuși vă este alături, chiar dacă, să zicem, aveți anumite situații, deci familia vă este alături, încearcă să vă ajute pe cât posibil. Și totuși, la locul de muncă, aveți un rege de spade. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. Este un bărbat foarte rece, mental, un bărbat care își impune principiile. Deci, el întotdeauna caută să impună principiile lui, să vă ceară să respectați anumite legi, reguli. Este o persoană foarte rece, o persoană în fața căreia nu puteți veni cu sentimente, dar de obicei se retrage, nu stă prea mult, deci nu, am zice, nu vă influențează prezența lui prea mult. În schimb, cariera voastră, menirea voastră este legată de o balanță, de o femeie, o regină de spade. Vorbim de o femeie cu zodie, ascendent, lună plină în balanță. Este vorba de o femeie în vârstă, o femeie care poate să comunice foarte bine, puteți comunica cu ea foarte bine, dar la fel trebuie să țineți cont de anumite reguli, de anumite principii, fiindcă întotdeauna o balanță luptă pentru dreptate, pentru adevăr și nu veți putea să o păcăliți sau să încercați să vă implicați în viața ei. Nu ar fi bine. Vom merge mai departe la comunicarea voastră cu un frate, poate, sau cu o soră, sau cu un văr, cineva care face parte parcă din familie. Fiindcă discutați despre o casă, sau puteți să discutați cu o vecină, discutați despre casa voastră, poate că aveți de plătit niște rate, niște datorii, niște lucruri și atunci discutați despre acest aspect cu cineva, despre casa voastră, despre investiții, despre ce ați făcut, ce vreți să faceți. Este principala preocupare. În schimb, la situația contractelor, asocierilor, proceselor, căsătoriei, chiar aveți un 10 de monede. S-ar putea să primiți niște bani pentru eforturile voastre și ale familiei voastre. Puteți primi acești bani. Bani pe care puteți să-i investiți atunci când soarele este într-un aspect benefic cu Jupiter. Deci acesta ar fi principalul aspect, 10 de monede. În schimb, asul de bâte, asul de bâte arată în primul rând un început. În relații veți începe ceva, un proiect, o prietenie nouă, o relație cu un protector nou. Deci, pentru voi este un început nou. Căminul, familia, schimbarea, transformarea și karma voastră sau secretul vostru. Am putea spune că în familie, în cămin, voi vă doriți fericirea, vă doriți strălucire, căldură sufletească. Acest soare
Vă anunță că trebuie să-l păstrați în sanctuarul inimii voastre pentru a vă bucura de el. Soarele întotdeauna este foarte sensibil. El întreține viața cât are ce evapora. Când nu are ce evapora, poate să distrugă viața. Patrul de spade arată o situație dificilă în care voi vă schimbați. Vreți să vedeți de ce ați fost trădați. Cineva v-a trădat și acest lucru vă nemulțumește și vreți să cunoașteți aceste mecanisme ale trădării, ce s-a întâmplat, de ce ați fost trădați. Poate să vă aducă și păreri de rău, regrete. În schimb, 9 de monede arată o activitate misterioasă, ceva secret, care vă aduce niște bani în plus și vă dă o stare de bine. Vă mulțumește acest lucru, vă simțiți bine. Aceasta a fost citirea pentru voi, Raci. Eu vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!